Salutare! Astăzi m-am gândit că ar fi un moment perfect pentru a vă arăta cum pregătim noi chiagul de iet. Au avut loc fătările la capre destul de devreme, în mijlocul lui februarie, și, bineînțeles, am avut și iezi, nu doar ieduțe. Iar iezii sunt perfecți pentru recoltarea chiagului. Și am să vă arăt aici cum arată chiagul. Acesta este stomăcelul iedului. Înăuntru avem încă lapte, iar membranele acestea de pe chiag le vom da jos pentru că nu avem nevoie de ele. Cu mâna, foarte ușor, se rup, se dau jos, iar aici avem tot o parte din o altă cameră din stomac. Și pe aceasta o vom tăia, dar doar după ce legăm cu ață. Pentru prepararea chiagului avem nevoie de acest stomăcel, ață și sare. Doar atât. Trebuie să avem neapărat în vedere faptul că iedul trebuie să fie foarte tânăr sau să nu fie înțărcat încă. Deci, stomăcelul să fie plin de lapte. Și am să vă arăt ce se află în interiorul stomăcelului. Înainte de a-l goli, o parte o voi lega cu ață, partea aceasta mai îngustă. Apoi tăiem gura aceasta. Așa. Și golim conținutul chiagului. Înăuntru va avea lapte coagulat, pentru că exact asta face acest chiag. Încheagă laptele. Iedul a băut doar lapte și, bineînțeles, că înăuntru are lăptic coagulat. Iar eu acum voi spăla acest lichid, să rămână doar perluțele acestea de brânză, pentru că acestea le vom folosi. Dacă folosim chiagul unui ied mai mare, care a început să mănânce și iarbă, acesta doar a gustat iarbă, fân, stomăcelul lui va fi plin de fân și va avea un miros total diferit. În momentul de față, Lichidul acesta miroase doar a lapte închegat, a brânzică. Încercăm să nu zdrobim perluțele acestea de brânzică. Am citit într-o carte că în multe țări ale lumii această brânzică este considerată o delicatesă și se mănâncă exact așa cum o vedeți. Acum luăm chiagul și îl spălăm bine, îl limpezim un pic, nu băgăm mâna înăuntru, nu frecăm să vină țesutul acela jos, pentru că exact acolo sunt enzimele de care avem nevoie pentru închegarea laptelui. Când eram la început cu creșterea caprelor și prelucrarea laptelui, mi-era foarte greu să înțeleg cum e acest procedeu și tocmai de aceea vreau să-l împărtășesc cu voi, pentru că, de fapt, prepararea chiagului este foarte, foarte ușoară. Am spălat chiagul, l-am golit de conținut, am păstrat perlele de brânză mari pe care le vom introduce înapoi în chiag. Acum introducem sare grunjoasă în acest stomăcel. Am pus un pic de sare, băgăm și perluțele de brânză. Și umplem bine cu sare. Mă asigur că și gura de intrare a chiagului e bine sărată, să nu cumva să înceapă să
putrezească sau să intre în descompunere, când noi nu ne dorim asta. Noi vrem să îl conservăm și de aceea punem atât de multă sare. Legăm bine. Așa, și acum mie îmi place să îl fac și pe exterior cu un pic de sare, să nu cumva să ne trezim că au venit musculițe sau alte gângănii. Cele două ațe le legăm de o altă. Și e gata cheagul nostru. Se poate agăța undeva la răcoare, unde nu pot ajunge animalele, insectele, și cheagul nostru este pregătit pentru maturare și uscare. A venit momentul să ne ocupăm în continuare de cheagurile de ied. Cheagul, cu cât stă mai mult la uscat, cu atât este mai puternic. Putem să-l păstrăm așa în sare câțiva ani, fără nici o problemă, și cu cât trece mai mult timp, cu atât el este mai puternic. Dar eu nu mai am cheag natural deloc. De aceea vreau să îmi prepar, chiar dacă a trecut abia o lună de când l-am pus la uscat, am neapărat nevoie, pentru că vreau să prepar brânza într-un mod natural, fără să mă folosesc de cheagul sintetic din magazin. Îl vom lua, golim de sare, alegem bucățelele acelea mici de brânzică dinăuntru și le punem separat. De ce frumos și ce curat este totul! Bucățelele de brânză s-au păstrat perfect. Un cheag din acesta este suficient pentru 300-500 de mililitri de apă. Iar noi avem aici 3 cheaguri, deci voi folosi cam 1,5 litri, poate mai puțin. După ce am golit aceste membrane de sare și am separat bucățelele de brânză, ceea ce nu este neapărat, pentru că oricum le vom pune împreună, dar important a fost să alegem bucățelele de brânzică. Trecem la etapa următoare. Vom felia aceste membrane, cheagul de ied. Bucățelele de brânzică și bucățelele de cheag le vom pune în 1,5 litri de apă. Lăsăm să stea câteva zile și apoi îl vom proba să vedem cum încheagă laptele. Perfect. Punem și un capac, sper să nu uit de el. Am reușit, n-am uitat de cheag, așa cum mi-am făcut griji. Și iată cum arată după ce a stat câteva zile. De fiecare dată când folosim cheagul, ne asigurăm că scuturăm bine borcanul și ne pregătim laptele să fie la temperatura potrivită, și anume 35-36 grade Celsius. Voi încălzi laptele de capră și folosesc un termometru pe care vi-l recomand și vouă. Recomand acest termometru pentru că pentru mine a fost de foarte mare ajutor.
din cauza că avem atât de multe pe cap, de multe ori uitam de lapte pe foc și se încălzea prea tare. Dar cu ajutorul acestui termometru mă anunță de fiecare dată când a ajuns la temperatura optimă. Iar temperatura optimă o setăm noi de aici, de la butonașe. Încălzim laptele la 35 de grade Celsius și când ajunge la temperatura optimă de 35-36 grade Celsius, adăugăm și cheagul pe care îl vom strecura puțin. Dar strecurăm doar cât avem nevoie. Eu acolo am în oală aproximativ 7 litri și voi folosi cam 2 linguri și jumătate, 3 linguri. Să vedem cum se încheagă laptele. Laptele a ajuns la temperatura perfectă. Deci avem la îndemână cheagul, un strecurător mic, o lingură sau un polonic mic cu care să luăm cheagul. Amestecăm foarte bine. Pare se că laptele s-a închegat. Acum voi tăia. Așadar, aceasta a fost rețeta de cheag. Știu, nu arată apetisant deloc, dar încheagă laptele. Sper să vă fie de folos și vreau să îmi spuneți dacă ați încercat vreodată cheag natural și dacă aveți alte rețete și alte moduri prin care preparați cheagul. Sunt curioasă să aflu despre ele. Vă salut și ne vedem data viitoare!